Bună și bine ai venit la filmulețul numărul 3 din provocarea Jump into English Challenge. Astăzi vom vorbi despre un subiect super extra mega sensibil și anume ce facem pe drum să nu ne pierdem motivația și să ne apucăm de engleză ca după aia să avem de ce să ne lăsăm. Ready or not, here I come! Problema numărul 1 atunci când ne apucăm de engleză ca adulți este tona de frustrare care vine la pachet. Frustrare că suntem adulți și nu știm engleză, ni se pare că toată lumea din jurul nostru știe engleză, ni se pare că ritmul în care prindem și în care progresăm nu este unul demn de noi și toată această frustrare își pune amprenta asupra pregătirii noastre. Așa că primul lucru pe care ar trebui să-l faci ca să nu-ți pierzi motivația vis-a-vis de engleză va fi să recunoști următoarele chestii. 1. Ești adult, ești rupt de mediul academic, deci nu mai suntem prinși în examene, școală, cursuri și atunci nu vom mai învăța ca atunci când suntem în școală. 2. Ești adult, ai o grămadă de alte probleme de rezolvat. Engleza s-ar putea să nu fie cea mai arzătoare în fiecare zi a săptămânii. Și atunci trebuie să fiu foarte clară sau foarte clar în privința priorităților mele. Numărul 3. 3, da? Numărul 3. Așteptările. Ne setăm niște așteptări total nerealiste. Dacă ne gândim la engleză ca la acea minunată dietă de 2 zile în care slăbești 10 kg, ați pornit la drum cu o intenție complet greșită. Cea de a obține ceea ce nu a reușit să facă nimeni în toată viața. Să învețe engleza în 2 zile. Toate acele cursuri care promit că puteți să învățați engleza în 24 de zile sau am mai văzut unele în care poți învăța engleza în timp ce dormi, îți pui așa audio, sunt o mare țeapă. Adevărul este că pentru a învăța engleză e nevoie de lucru, sudoare, transpirație, efort și nervi. Așadar, primul lucru pe care îl facem este să recunoaștem că ne așteaptă în față un drum mai greu pe care îl vom parcurge cu ceva efort și să nu ne așteptăm la rezultate super extra mega miraculoase peste noapte. Dacă plecăm la drum conștientizând aceste două lucruri, deja șansele ca eu să mă las la prima chestie grea de care mă lovesc și mi se pare că nu mă descurc nici de-a laibii, sunt mult mai mici. A doua greșeală pe care o facem atunci când ne apucăm de engleză sau, de exemplu, de sport slăbit sau orice alte obiective pe care le stabilim noi, este că ne facem o strategie de lucru complet inumană, respectiv, pentru a avea cu adevărat succes, trebuie să lucrez în fiecare zi la engleză, altfel nu reușesc. Ce se întâmplă când ne stabilim un plan atât de draconic? Se întâmplă să fie marți, avem foarte multe rapoarte de făcut și nu reușim să lucrăm la engleză. Miercuri, deja când ne bate așa gândul să facem un exercițiu, ne-am demotivat puțin tel. Am făcut ieri pauză, deja planul meu nu mai este perfect. Iar joi, când deja am făcut 2 zile de pauză, o să-mi zic în felul următor. 2 zile de pauză, băi ce am făcut? Am dat totul peste cap. Nu, mai frate, iarăși m-am apucat de engleză și nu am niciun rezultat. Și așa ne lăsăm. Ne lăsăm pentru că ne-am stabilit un rit de lucru, un stil militaresc, fără a ne da seama că engleza trebuie incorporată cumva în viața noastră, fără a aduna și mai multă frustrare. Nu este moment. Așadar, în momentul în care îmi stabilesc o strategie pentru a învăța engleză, chit că este un curs, învăț singur, it does not matter, trebuie să accept faptul că nu voi putea lucra în fiecare zi. Că este normal să-mi iau o zi, două sau chiar trei libere în care sunt mult prea ocupat sau sunt mult prea obosit. Eu le spun elevilor mei, în momentul în care ajungeți acasă, s-a făcut ora 10 și vreți să vă chinuiți să mai faceți un exercițiu pe platforma de cursuri, gândiți-vă bine cât de mult vă puteți concentra în acel moment. Pentru că am avut o elevă care s-a încăpățânat așa și mi-a dat mesaj chiar și la ora 10 și jumătate seara ca să-i corectez exercițiul pentru că voia neapărat să treacă mai departe. L-a făcut de 4 ori, iar greșelile erau din ce în ce mai mari pentru că era foarte obosită și nu se putea concentra. Cu ce mă va ajuta pe mine dacă am făcut un exercițiu când sunt praf de oboseală? Cu absolut nimic. Creierul meu nu a reținut nimic. Doar am adunat frustrare că m-am chinuit la un exercițiu
Și n-am reușit nici acum să-l fac și a doua zi de dimineață trebuie să-l iau de la capăt. Așadar, strategia cu trebuie să lucrez în fiecare zi nu este ok. Strategia cu ar trebui să nu fac pauze mari și dacă am făcut 2-3 zile de pauză este ok, revin la lucru, asta este ceea ce ne trebuie pentru a ne ține acolo în priză. Ultimul sfat pe care am să vi-l dau vis-a-vis de partea de motivație este să vă mulțumiți, ca să zic așa, cu rezultatele pe care le aveți în absolut fiecare zi sau de fiecare dată când lucrați la engleză. Fiecare pas mic pe care l-ați făcut, că astăzi ați învățat un cuvânt nou, că ați înțeles o noțiune de gramatică care vă dădea bătăi de cap de multă vreme, că în sfârșit ați reușit să spuneți primele fraze sau astăzi v-au venit cuvintele mult mai ușor. Asta este cheia pentru a mă ține în continuare de engleză. Ne setăm niște așteptări nerealiste despre care v-am zis la punctul numărul 1. Ca de exemplu pisicile să nu facă gălăgie în timp ce filmez un videoclip foarte important. Și avem un șoc când ne dăm seama că nu suntem genii peste noapte și nu putem să vorbim super bine. Ușurel, v-am explicat, sunt pași pe care trebuie să-i urmăm. Speaking-ul se dezvoltă și el într-un anumit ritm. Eu trebuie să mă bucur de fiecare pas pe care îl fac și să iau asta ca o mică victorie. Sunt bătălii pe care le câștig de fiecare dată, iar la final pot spune că am câștigat războiul cu engleza. Așadar, bucură-te de fiecare mic progres pe care îl faci. Să facem o recapitulare? Haideți! Accept faptul că sunt adult și nu o să învăț la fel de repede ca atunci când eram copil. Nu îmi stabilesc o strategie de lucru draconică de care știu sigur în sinea mea, așa că nu o să mă țin, ci accept faptul că am nevoie de pauze, iar eu o să mă reapuc imediat după ce mi-am luat niște clipe, zile de respiro. Nu îmi stabilesc așteptări imense, respectiv o să ajung avansat în 3 zile pentru că eu sunt super geniu, ci o să mă bucur de fiecare pas mic pe care îl fac în învățarea limbii engleze. Dacă aplicați aceste 3 trucuri, vă garantez că odată ce intrați pe drumul cu engleza, nu o să vă mai fie atât de ușor să spuneți am eșuat, iar n-am învățat-o.